Militarii detașamentului de pompieri fălticeni împreună cu lucrătorii serviciului voluntar pentru situații de urgență Râșca au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Râșca. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau pe o laterală a casei, inclusiv la acoperiș, existând pericolul de propagare la întreaga locuit. Au ars aproximativ 15 metri pătrați din acoperișul construcției și 10 metri pătrați dintr-un perete portant. De asemenea s-au degradat mai multe bunuri din interior. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic generat de un burlan metalic neprotejat corespunzător față de materialele combustibile. Din fericire nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul casei de locuit cu bunurile aferente.